Reprezentanții ISU Vâlcea spun că această autospicială va fi folosită pentru stingerea incendiilor din mediul urban și rural, unde este nevoie de cantități însemnate de substanțe pentru stingere, punându-se accent, în același timp, pe deplasarea rapidă și utilizarea apei cu randament ridicat de stingere. Are o siguranță de ridicare, totul se execută prin o apăsare scurtă și una lungă, până se face butonul verde, o apăsare scurtă și imediat una lungă. S-a făcut butonul verde și se apasă comanda de ridicare a punga dreapta. Este o autospecială modernă, echipată cu 10.000 de litri de apă, 400 de litri de spumogen. Lucrează la presiune joasă. Avem pe ea și tun să lucrăm la clădiri cu înălțimii înalte. Această autospecială face parte din grija IGSU-ului pentru a dota inspectoratele în țară. Este un proiect Viziune 2020, program operațional de infrastructură mare, în care vor fi acționate 476 de autospeciale, 200 de ASAS cu 10.000 de litri de apă și 400 de litri de spumogen și 276 de autospeciale, 4.000 de litri de apă și modul de prim ajutor și descarcerare. O astfel de auto specială costă aproximativ 300.000 de euro, iar ISU Vâlcea va mai primi și alte mașini de intervenție. În prezent, 65% din parcul auto al inspectoratului este format din auto speciale noi. Cu siguranță, prin programul făcut de către IGSU Viziune 2020, toate autospecialele vechi vor fi înlocuite. La 476 s-a făcut o repartiție, iar ISU Vâlcea are în jur de 9 sau 10 autospeciale care trebuie să le primească pe parcursul anilor în care desfășoară proiectul. Care ar fi gradul de înnoire, dacă putem spune așa? La ora actuală avem peste 65% autospeciale noi. Noile autospeciale pot fi alimentate cu apă și din surse fără presiune, lacuri sau râuri, ceea ce înseamnă un real avantaj atunci când intervenția are loc în zone greu accesibile, situate la mare distanță de hidranți.